Bună ziua! Ne pregătim de finalizarea unui nou proiect, nou pentru voi, direct pentru noi, că avem o săptămână și un pic de când amenajăm. Aici am avut niște copaci ornamentali de plantat, destul de mari. Am delimitat proprietatea, să oferim puțină intimitate și protecție împotriva vântului. Aici la fel. Deci, la limita de proprietate am plantat câțiva copaci, 5 la număr și urmează și al șaselea. Iar aici în curte am avut de amenajat două zone cu sistem de picurare și cu flori. Aici o zonă și aici o zonă. Scuze un pic deranjul, dar avem de bibilit mici lucruri. Aici avem o zonă unde o să mai urmeze niște plante. Le-am lăsat loc. Iar aici ne pregătim să însămânțăm. Am nivelat, zic eu, destul de bine terenul. Arată impecabil. De data aceasta am avut un pământ curat. Adică 10 saci de moloz, cam atât, deci curat. Acolo a fost amenajată o pergolă. Pământul este la nivel, prelucrat, tăvălugit, nivelat. Sistemul de irigație, aspersorile sunt marcate. Bineînțeles, nu uitați sevile la minim 30 de centimetri adâncime. Cel care va veni după noi, dacă nu vom fi tot noi și o să vrea să sape, de exemplu, să nu găsească țevile. Beneficiarul primește poze cu țevile și cu dimensiune de la gard, de exemplu. Știm unde sunt țevile principale. Aici avem piatră decorativă. Aici a fost lăsată o țeavă cu apă, în cazul în care o să vină apă pe cea stradală. Terenul arată foarte, foarte bine. Aici o să avem tot zona gazon. Aici am montat o cijmea. Aici o să urmeze montația astăzi pași de grădină, pași japonezi, aici și aici, să avem acces. Zona din spate aici a fost însămânțat deja, am început cu spatele, tot așa gazon. Aici avem o zonă cu plante care iubesc umbra și umiditate mai multă. Să nu fie o zonă de sacrificiu, am amenajat și acest colț de curte. Trotuarele la final vor fi suflate și spălate pentru a lăsa curtea mai frumoasă decât am găsit-o. La fel, deco o să fie suflat și spălat. Am filmat de aici, deci o să avem pe canalul de YouTube, o să avem filmulețul întregii lucrări. Deci pe canalul de YouTube o să avem imagini din alt unghi. Bun, cijmea de pardoseală pentru a putea folosi furtun aici, în eventualitatea în care, eu știu, dorește să spele pavajul sau mașina sau orice altceva. Deci urmează să revenim cu produsul finit. În filmuleț o să vedem cum arăta curtea inițial și cum o să arate în 2 săptămâni. Ar trebui să avem verde peste tot. Mulțumesc!
Și așteptați filmulețul, să fie drăguț. Mulțumesc!